Laurent. Unde-i Laurent? Vine Laurent, acum! Pe când intră Laurent imediat, da? Bine ați venit! Se aude peste tot? Da. Mă voi plimba încoace încolo, deoarece n-am făcut ieri și astăzi destui kilometri, fac restul astăzi, da? Mă tot gândeam de dimineață și toată săptămâna ce pot eu să vă povestesc vouă ce nu vă poate povesti Laurent. Am zis, hai să-i fur show-ul la Laurent. Gândit toată noaptea, n-am dormit, l-am luat aseară de la aeroport. Bă, zic, nu pot să-i fur show-ul la Laurent, că... Nu. Da, o întrebare am. Care dintre voi ați făcut duș azi dimineață? Care ați făcut duș în hotel? La ora 5 fără 10 mă trezesc, ci că mă trezesc, nici n-am dormit, dar merg să fac duș. Dau sticla la o parte și mă uit acolo, zic, unde-i puii mei robinetele noștri? Mă tot uit după robinet, mă uit, bă, nu-i robinet. Am văzut de acolo niște butoane, de unde scrie decorație pe perete. Nu, mă duc să-mi iau ochelarii, știți voi cum e la 55 de ani. În sfârșit, văd că acolo sunt niște semne pe butoanele alea. No, gata, eu elegantă, dezbrăcată, pielea goală, mă bag acolo, no, pe care buton să apăs? Bă, apăs pe unul, mă, vine un duș din ăla rece pe mine. Apăs pe ălalalt. Mă opăresc pe mână. No, zic, gata, trebuie să fac baie. Nu vreau eu să fac baie, dar știți, de multe ori în viață dai de lucruri de care nu ești pregătită și trebuie să faci. După 20 de minute de baie, zic, Doamne Dumnezeule, bine că n-am văzut butoanele la timp. Relaxată, cobor din vană, iau ochelarii, să găsesc butonul pe care trebuie să-l apăs. Acum să las apa din vană, că venea și soțul să facă duș. Caut, bă, niciun buton. Cum să dau drumul la apă din vană, mă gândesc. A, du-te înapoi la bază. Ce scoate dop? Am scos dop și ieșit apa, deci nu trebuie buton. Și acum ce să vă spun? A trecut pandemia, dragii mei. Până acum, 2 ani de zile, ne-am dat coate, ne-am dat picioare, vă rog din suflet, întoarceți-vă la stânga și la dreapta și dați-vă astăzi mâna că avem voie și salutați-vă prietenește. Vă rog eu, care dintre voi de aici, din sală, ați venit aici pentru mine? Care ați venit pentru Laurent? 210 persoane au mințit astăzi. Dragii mei, fiecare dintre voi ați venit pentru voi și nu pentru noi. Și acum voi ați gândit... Deci am să-i spun la Laurent, 210 oameni au mințit azi, Laurent.
în ziua de duminică. Ok. Și acum altceva. Care dintre voi îl cunoașteți? Mâna sus. Ok, deci majoritatea nu îl cunoașteți. Am pentru voi o surpriză. La toți mi-am făcut cadou această carte. Da? Citiți cartea. După ce sunteți gata cu cartea, faceți-vă notițe în workbook. După ce sunteți gata cu aia, îmi spuneți mie și după aia îl chemăm pe Laurent. Nu-i bine? Dacă nu vreți așa, dragii mei, vă rog să vă ridicați în picioare și vă rog să aplaudați aplauzele mele cu 10 și să-l invităm pe Laurent. Și să vă spun ceva. Acum 4 ani am căutat pe internet, mi-a spus cineva să caut pe Claudia Sas. Și am dat de un Sas, dar de Laurent Sas. Și m-am băgat pe YouTube să caut un video și primul video pe care l-am văzut spunea fiecare angajator își merită angajații. Am zis, ce mai fi și asta? Ce-mi povestește el mie? Și uitați că după 4 ani este adevărat. I-am dat dreptate pentru că eu am cei mai buni angajați care există pe lumea asta. Și mai ceva vreau să vă spun? Cred că am uitat. A, da, cu visul. Am cumpărat de la el prima dată tot ce am găsit gratis. Am vizionat, am văzut. Pentru că nu-mi permiteam, da? Eram în prag de faliment. După aceea mi-am cumpărat ceva cu 19 euro de la el, mi-am cumpărat cursul pe un an, mi-am cumpărat mastermind-ul și după 4 ani visul meu a devenit realitate. Uitați-l, oameni buni, îi acinii lângă mine, vedeți? Este indiferent și credeți-mă, indiferent ce vis aveți, dacă credeți în voi și pe lângă voi, îl lăsați pe bunul Dumnezeu lângă voi, vise îndeplinește orice. Acum, secretul nu vi-l spun că trebuie să-și faceți ceva pentru asta. Dar Laurent ne va spune ce trebuie făcut și cum și vă mai spun într-un secret. Poate el să povestească cine ce vrea el, că ăștia din Cluj, da? Că-s mai șmecheri ăștia din Cluj, nu că ăștia din Banat. Dacă voi nu veți acționa, ați venit aici pe degeaba. Ascultați ce spune el și de mâine acolo aveți 72 de ore ce puteți să începeți. Am dreptate. Dacă nu acționează, mulțumesc! Bună ziua! Deci când au făcut Viorica statistica cu cine a venit pentru mine, cine a venit pentru lor, am zis, cred că am venit degeaba eu. Să ține ea seminarul, era ok. Bună ziua! Bună ziua! Super, super, super. Sunt foarte bucuros să fiu cu voi în această zi. E prima dată după pandemie când am ocazia să țin un astfel de eveniment public cu participanți în sală. Probabil că o parte dintre voi ați urmărit prezentările online în ultima perioadă, în ultimii ani, dar oricum, e bine să fim împreună în această dimineață, în această zi. Thank you.